Copilul în vârstă de 8 ani a dispărut de acasă luni seara. Părinții au anunțat dispariția abia câteva ore mai târziu, iar oamenii legii au plecat în căutarea lui. În ajutor l-au adus și pe Bingo, câinele polițist al IPJ Constanța. Cu ajutorul lui, după aproximativ 4 ore de căutări, copilul a fost găsit. Era într-o baracă improvizată în cartierul în care locuiește. Băiatul le-a spus polițiștilor că s-a plimbat toată noaptea în grădinile din cartierele vecine. Câinele vedetă al IPJ Constanța este un ajutor de nădejde al polițiștilor. Nu este pentru prima dată când o misiune este încheiată cu succes. În urmă cu puțin timp, Bingo a dejucat planul unui șofer. Un bărbat a alertat autoritățile că i-a fost furat autoturismul. Oamenii legii au început să facă cercetări și după scurt timp s-a aflat că mașina a fost implicată într-un accident rutier. La fața locului, polițiștii l-au adus și pe Bingo, micul ajutor al poliției constanțene. Hai să căutăm . După ce i-a luat urma presupusului făptaș de furt, câinele a pornit în căutarea lui. După o cursă de câțiva kilometri, Bingo l-a condus pe omul legii care l-are în grijă la secția de poliție din Năvodari, fix la bărbatul care aștepta să depună plângere pentru furt. Nu mică le-a fost mirarea oamenilor legii în momentul în care și-au dat seama ce se întâmplă. A ajuns la fața locului, am dat miroze din interiorul mașinii de la autoturism, câinelui, și acesta m-a condus aproximativ 3,5 km până la sediul poliției Năvodari, unde am întâlnit acea persoană chiar la intrarea sediului poliției, aștepta să depună plângere. În realitate, șoferul vinovat de producerea accidentului era chiar bărbatul care a alertat autoritățile că i s-a furat mașina. A crezut că așa o să scape de pedeapsă pentru că era băut. Concret, acesta s-a urcat la volanul autoturismului și ulterior a provocat un accident rutier care, din fericire, nu s-a soldat cu victime. Șoferul s-a ales cu dosar penal pentru inducerea în eroare a organelor judiciare, însă polițiștii au mai descoperit un lucru important. În urma cercetărilor s-a stabilit și faptul că bărbatul avea exercitarea dreptului de a conduce suspendată pentru perioada în curs, fiind cercetat într-un alt dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Misiunea din acea noapte nu a fost una deloc ușoară pentru Bingo și partenerul său. Ușoară nu a fost, fiind pe timpul nopții, fiind pe câmp, fiind prin oraș, a fost foarte aglomerat și greu de păstrat urma de miros. Bingo, câinele polițist, are 12 ani și activează în cadrul IPJ din anul 2010. De atunci, agentul șef Ionel Sima, din cadrul Serviciului Criminalistic al IPJ Constanța și Bingo, formează o echipă și este singurul pe care îl recunoaște ca stăpân.